Pentru astăzi am favoritele lunii martie. Am strâns câteva favorite, nu am foarte multe, recunosc, de obicei aveam mai multe, dar acum am foarte puține. O să vorbesc cât de repede și cât de bine pot despre ele, să nu vă plictisesc. O să încep cu cele de îngrijire, bineînțeles. Hai noroc! Și o să încep cu cele de păr. Am această mască de păr de la Schwarzkopf, Liss Hair Repair. Miroase super și hidratează părul extraordinar de bine. O am din swap-ul cu Lorena și îmi lasă părul așa mult sos și strălucitor. Bine, acum e nespălat de vreo 2-3 zile, dar imediat după ce te speli arată super părul. Așa, și ca să continui cu celelalte două produse de îngrijire, am luat două chestii de la savon, dar m-am cumetat și am dat o groază de mape. Cu toate că mi-am făcut card din acela, nu mai știu cum se cheamă, dai 20 de lei pe el și ai reducere oricând 10% sau 20%, nu știu exact. O să vă las niște date în descriere. Nu uitați că în descriere las toate produsele, las toate lucrurile care sunt îmbrăcată și cu ce m-am machiat. Sunt puse toate acolo frumos cu liniuță. Dacă aveți vreo nelămurire, o găsiți acolo. Sau dacă nu, mă puteți întreba în comentarii. Nicio problemă, eu vă răspund. Și mi-am luat aceste chestii de la savon și o să încep cu scrubul, care este, mă rog, s-a făcut groaznic, că l-am ținut la baie. Este cu Yasomie. Nu vă zic că miroase demențial. Nu prea foloseam scrub-uri de corp. Făceam eu în casă cu zahăr și alte nebuni. Dar am zis, hai să încerc și eu unul de la savon, că toată lumea le luăm, da? Și îmi place foarte, foarte mult, după ce că, nu știu, exfoliază cum trebuie pielea fără să o agreseze. O lasă și așa, ca tipelată, care are un ulei înăuntru. Are un preț destul de mare, recunosc, dar dacă sunteți cu ochii pe site-ul lor și mai aveți și cartul acela de reduceri, o luați la mai puțin bani, nu știu. Eu am dat, cred că, 70 de lei pe el, pentru că aveam cardul acela și cred că dacă au și reducere, dați și mai puțin pe el. Habar n-am, nu știu, o să mă interesez și eu acum o să vă anunț pe Facebook, pe Insta, când sunt reduceri ceva. Mi-am luat acest toner de față, vă ziceam în Skincare Tech că vreau să-mi iau și un toner de față și am cumpărat și mi-am luat pe acesta de la Savon, care este cu... Deci are ceai alb și ceva plante dintr-un ocean. În primul rând că, uitați cât de drăguț este ambalajul, deci mor pe ambalajele lor, sunt așa de drăguțe și feminine și vintage. Și nu mai zic că este foarte bun, adică chiar văd o diferență când îl folosesc. Ele mi-arată mult mai luminoasă și mai, nu știu, mai curată, mai uniformă. Am o groază de pete pe față de la diverse coșuri de mai demult și, mă rog, arată oricum mult mai bine când o folosesc, acest toner. Ok, și ca să trec la chestii de machiaj. Am descoperit un site care se cheamă Inside Beauty, parcă. Nu mai știu pe unde l-am văzut pe Insta și am intrat și eu repede să văd și am văzut că au produse de la LA Girl și de la Soap & Glory și alte nebunii de genul. E un site, din câte am înțeles eu, e un site destul de recent deschis și nu au încă foarte multe produse, dar bănuiesc că o să mai aducă. Și mi-am comandat aceste două corectoare de la LA Girl. Unul este portocaliu roșu, așa, ca să neutralizeze cearcănele foarte proeminente și unul normal. Îmi plac foarte, foarte mult. Înainte să le cumpăr, bineînțeles că m-am uitat peste tot pe YouTube să văd ce părere au youtuberițele din America despre aceste corectoare și am văzut că au mai părere bune și le-am luat și eu să le încerc și într-adevăr sunt super. Adică nu încarcă foarte mult. Cu toate că este un... au o consistență destul de groasă, nu încarcă. N-arată foarte dubios, ca zic așa. Acoperă foarte bine. Astea acoperă și tatuaje. Am un două împreună, acoperă și tatuajele, da. Sunt foarte bune și sunt la 27 de lei. O să vă las link-urile lor în descriere. Da, și luna trecută am fost la magazinul Inglot de la Omidi, care s-a deschis de curând și mi-am luat și eu 3 farduri. Sunt primele mele produse Inglot. Mi-am luat o paletuță așa de 3 farduri, deci îmi place ambalajul lor de nu mai pot, sunt super drăguțe. Păi mi-am luat 3 farduri și pot să zic că acestea, bine, toate sunt foarte, foarte pigmentate, bineînțeles, foarte bune și nu sunt prăfoase absolut deloc, cel puțin mie nu mi se par prăfoase, nu... un cad sub ochi. Dar preferatul meu în acesta a fost ăsta de aici. Nu mai știu exact ce nuanțe. Sper să găsesc pe net și să vă scriu. Îmi place foarte, foarte mult. L-am purtat de vreo 3-4 ori luna asta. În ultimul filmuleț cu Empties purtam acest fard pe pleacă. Îmi place foarte mult. Vede super și nici n-am nevoie de Fix Plus sau mai știu eu ce ca să intensific culoarea. Nu, dacă dau de două straturi din fardul acesta, arată super. Și ultimul produs de make-up este... Câinele meu stă ca milog în fața mea.
Sau să-i fac o poză și să vă arăt. Da, i-am făcut o poză, o să vă inserez, să vedeți cum se uită la mine. Deci, următorul produs de make-up și ultimul este acest blush de la Elf, pe care cu siguranță vi l-am arătat când am început eu să fac filmulețe pe YouTube. Este și primul meu blush de la Elf, de Elf, de la Studio Blush, în nuanța Peachy Keen. Îmi place foarte mult și l-am folosit în fiecare zi luna asta. Este așa o nuanță de piersică și îți dă și puțin o culoare în obraj, dar arată și de parcă avea un iluminator, așa, dă o strălucire foarte, foarte drăguță. Îmi place foarte mult acest blush, nu este nici prea puternic, nici prea ters, așa, nu știu, mi se pare că e perfect și la prețul pe care l-are, hai să fim serios. Și ca să trecem în favoritele random, cu ce să încep, cu ce să încep? Cu seriale. Bine, eu am foarte multe seriale la care mă uit, foarte, foarte multe, deci aproape în fiecare zi am câte 2-3 seriale care apar. Și luna trecută v-am zis că serialul meu preferat este Teen Wolf. Acela cred că este preferatul meu din toate timpurile și a fost preferatul meu în luna aceea, că erau episoadele super, super interesante. Dar s-a terminat. Vreau să vă mai zic de un serial care îmi place foarte, foarte mult și nu-l mai văzusem de o lună, cam așa, oricum. Da, deci în ultimul timp am uitat să mai mă uit la acest serial de care vreau să vă zic. Trebuie să recuperez vreo 4-5 episoade. Dar mă rog, serialul de care vreau să vă zic luna asta este Jane the Virgin. Am pierdut ultimele 5 episoade și le-am recuperat ca să ajung din nou la zi. Vă las aici posterul. Este genul de serial combinat cu tipicul de serial american și cu ceva telenovele. Când eram mică mă uitam la telenovele foarte, foarte mult și acesta este combinat cu ceva telenovela. Au și câțiva actori din America Latină. Da, foarte drăguț. Deci mor după el. Are așa o comedie, tot timpul râzi și are puțină idee că n-ai ca o telenovelă vorba aia. Foarte, foarte, foarte drăguț. Are, nu știu, bine, e foarte siropos, ce să mai, trebuie să recunosc, e foarte siropos, dar îmi place și așa. Nu vă dau detalii, o să vă las pe voi să vă uitați, dacă l-ați văzut și l-urmărit, spuneți-mi în comentarii. Mi-e îmi place foarte mult și abia aștept să apară următorul episod. Și următorul favorit random este o carte. Am zis că o să vă arăt de acum încolo în fiecare lună, mă rog, când apuc să citesc ceva, o să vă arăt câte o carte. Și cartea de luna asta este a unei youtuberițe. Este a Tanya Burr. Este o youtuberiță din Anglia, bănuiesc că știți cu toții că are milioane de subscriberi. Și a scos această carte, mi se pare în primul rând că este genială ca aspect. Și este făcută așa de bine, nu știu, are o groază de poze, uitați-vă un pic la ea. Deci are o groază de poze super. Uitați-mi cu poza. Adică două, de fapt. Așa, și ea vorbește despre tot felul de chestii, are pe categorii. De exemplu, aici e make-up. Și vorbește despre puțin, despre cum a ajuns ea să iubească make-up-ul. Vorbește despre pensule, care sunt pensulele ei preferate, cum își aplică ea machiajul și de sfaturi, mă rog, cum crede ea că e cel mai bine să aplicați machiajul și după aceea are top 10 sfaturi pentru a-ți face părul mai drăguț, top 10 regulare părului și tot felul de chestii despre păr, despre make-up și alte nebunii. Și are și despre fashion o categorie aici, are și despre gătit cu rețetele ei preferate, sfaturi pentru a fi mai încrezător în tine. Și vorbește și despre YouTube, sfaturi, mă rog. Da, deci are o groază de sfaturi, mie îmi place foarte mult. N-am citit tot chiar pe toată, mă rog, mai am câteva chestii pe aici peste care am sărit, dar în general am citit-o și este foarte, foarte interesantă, îmi place foarte mult. Am luat-o de pe Ocean, nu auzisem de el până acum și am văzut ca o groază de cărți super acolo. Bine, sunt cam scumpe, dar aceasta am găsit-o la un preț super bun pentru calitatea pe care o are, la 50 de lei parcă. Și am să o iau să văd cum iese. Probabil o să mai comand de acolo niște chestii, dar când o să mai strâng niște bani. Eu vă recomand cartea aceasta, mai ales dacă vă place de Tania. Eu zic să puneți mâna pe această carte. Oh, și ultimul favorit random este un mai avut o bluziță de la Bershka. Uitați-vă cât de drăguță este. Este așa scurtă și cu bretelutele acestea, este foarte drăguță și finuță și vine așa de bine pe corp. Doamne, deci îmi place așa de mult și plus de asta pot să o port cu orice colier vreau. Este potrivită să port și chiar și cu colierul acesta. Pe acesta l-am purtat în colecția mea de bijuterii pe care vă las aici să o vedeți dacă n-ați văzut-o deja. Mi se pare că se potrivește foarte bine cu toate colierele și așa vine foarte drăguț. Plus că este alb, se potrivește la orice. Da. Deci, cam atâta cu favoritele mele de luna aceasta. Au fost foarte puține și așa pe scurt. Sper să vă placă și așa acest clip. Dați sugestii de videoclipuri dacă vreți să vedeți ceva deosebit de la mine. Eu am tot felul de idei, dar tot timpul vă iau în considerare părerile. Nu uitați să treceți pe Facebook, Instagram, Snapchat. Vă las aici datele. Nu uitați să dați like acestui videoclip dacă v-a plăcut și subscribe dacă mai vreți să vedeți clipuri cu mine. Cam atâta pentru filmulețul de astăzi. Ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa!